Bună ziua, dragii mei! Astăzi este ziua prieteniei, iar eu aș vrea să vă recit o poezie cu această ocazie. Poezia este scrisă de poeta Teodora Dumitru și se numește chiar așa, Prietenia. Prietenia este floarea rară pe care mai greu o găsești. Când o întâlnești, n-o lăsa să piară în buchetul tău drag să o primești. E ca floarea de colț crescută pe munte, până la ea e greu de urcat, dar merită eforturi mai multe. Când ai prieteni, ești mai bogat. Prietenia e mâna întinsă spre cel ce are nevoie de ea. Este dorința din suflet trimisă când este nevoie să ajuți cu ceva. Prieteni sunt mulți lângă tine, dar cei adevărați sunt puțini. Dacă îi întâlnești, atunci e de bine. Ei sunt acele flori fără spin. Dă mână, prietene drag, și ține-mă strâns când mi-e greu. La rândul meu de mână te trag și te ridic. Sunt lângă tine mereu. Cu prietenie pentru ziua de astăzi, să aveți o zi minunată. Și pe curând, dragii mei, Teodora Dumitru pentru voi, poezia Prietenia.